Salutare fraților, eu sunt și astăzi îmi face un clip mai special și am văzut acum că foarte mulți vă arată cum să obțineți bifa pe Instagram prin anumite metode și nu știu ce. Bun, haideți să vă arăt eu cum se obține bifa. Eu am făcut asta deja pe contul meu, aștept să îmi dea bifa. Dacă mă dă sau dacă nu mă dă, vom vedea chestia asta. Dar ce, e nasol pentru că unii cer să le dai follow, să le dai, nu știu, follow la nu știu câte persoane, să le dai like la poze. Și dacă vreți puteți să dați un follow și aici este un cont făcut pentru câinele meu. Așa, nu contează chestia asta. Bun, vă duceți la setări. Vă duceți la cont. Vă duceți la solicită verificarea. Și uite, aici vă e ham pufi. Așa, uite, trecem aici. Aici trebuie să vă treceți numele și ca să puteți să o faceți, trebuie să aveți un buletin. Aici, când o să vă dea, o să trebuiască să dați un permis de conducere, pașaport sau carte de identitate. Aici vă scrieți numele complet, de exemplu, ham, fi. Am dat un exemplu. Voi trebuie să vă scrieți gen numele, chiar numele. Și aici cunoscut ca, nu știu, vă puneți voi o, o poreclă, gen. Aici vă alegeți o categorie. Aveți așa: media, sport, guvern, dracu, muzică, blogger, entertainment și na, influencer. Mai multe. Voi vă alegeți. De exemplu, eu pe contul meu, sincer, chiar n-am avut ce să aleg. Am ales influencer. Chiar dacă nu e chiar așa, dar... <laughs> Și aici trebuie să vă alegeți voi un fișier. Nu o să dai -o pe fișiere pentru că, na, gen, o să mă duc în galeria mea. Și am poze cu buletinul că după ce am făcut eu verificarea. Adică, na... Și cam asta este, deci cam asta trebuie să faceți și aici să vă dați o poză la buletin. Și apropo, cel mai bine eu așa am făcut, vă recomand și vouă, gen când uh, vă faceți poză la buletin să hașurați uh, CNP-ul și să lăsați doar numele și când expiră și aia, deci eu doar atât am lăsat. Că să nu se poată face nimic. Și poza am lăsat-o. Deci cam aia a fost. Deci am zis foarte mult. Deci nu contează. Cam atât cu acest episod. Sper că v-am ajutat pe toți. Sper că poți să vedea bifa și vouă. Sper că o să reușiți. Vă pupă fratele. Și ne vedem la următorul episod.